Avizele psihologice s-au transformat în ultimul timp într-o mare afacere. Mulți dintre cei care au nevoie de aceste acte le cumpără pur și simplu de la psihologi care îi examinează superficial sau nici măcar nu îi văd. Acea persoană devine un potențial pericol public. Colegiul Psihologilor pune la punct un sistem prin care eliberarea acestor acte se va face doar prin aplicarea unui timbru securizat însoțit de parafa psihologului. Totodată, medicii vor fi obligați să treacă fiecare activitate într-un registru profesional. Astfel, susțin specialiștii, nu vor mai fi emise avize psihologice false. Este un timbru profesional emis de Colegiul Psihologilor din România, da? Este diferit un pic față de timbrul fiscal. Este o metodă de evidență și control al avizelor prin corelarea acestor timbre cu un registru de evidență a fiecărui act emis de către un psiholog cu atestat de liberă practică. Potrivit doctorului psiholog Adriana Crețu, evidența profesională a psihologilor cu liberă practică va fi realizată într-un registru de evidență mixt, adică prin utilizarea registrelor profesionale tip care se vor putea descărca de pe site-ul Colegiului Medicilor. De asemenea, etichetele de tip timbru pot fi și ele descărcate de pe site. Va fi un sistem implementat pe aceste două criterii, da? Evidența avizelor se va face atât prin lipirea pe colțul avizului a acestui timbru, cât și prin evidența lor foarte strictă în registrele de evidență, ceea ce până acum nu se făcea sau se făcea doar aleatoriu. Cu toate că metoda timbrului trebuia implementată încă de acum 2 ani, se pare că au fost voci ce au contestat această decizie, considerând-o mult prea strictă, însă recent s-a revenit la această idee care va fi aplicată din prima lună a noului an. Registrele de evidență vor fi obligatorii din 1 noiembrie 2013.